Filmul începe cu Eddie Deacon, un fost capitan de pușcași marin care candidează pentru un loc de muncă la o companie de outsourcing. Interviatorul stabilește că nu este potrivit pentru posturile disponibile din cauza vulnerabilității sale emoționale de când a părăsit pușcașii marini. Vizibil descurajat, Eddie împărtășește faptul că a rămas fără loc de muncă timp de un an și că are nevoie să-și întrețină familia. Intervievatorul sună din nou menționând un loc de muncă vacant pentru un agent de pază la mall. Postul are un salariu modest și necesită ore lungi, dar Eddie poate începe imediat. Dornic de orice oportunitate, el acceptă instantaneu oferta. În timp ce aceste evenimente se desfășoară, un convoi de șerifi americani este observat escortând o fetiță de 11 ani, Jamie. Ea este programată să depună o mărturie crucială a doua zi împotriva unei organizații criminale notorii cunoscută și sub numele de Triple Six. Pe drum, membrii convoiului își dau seama că sunt urmăriți. La scurt timp după această realizare, ei se trezesc prinși într-o ambuscadă de un grup de mercenari foarte bine pregătiți și puternic înarmați care lansează un atac calculat asupra convoiului lor. În timpul haosului, unul dintre șerifii americani o instruiește de urgență pe Jamie să fugă în pădurile din jur și să găsească ajutor. În mod tragic, chiar dacă întreaga echipă de șerifi își pierde viața, Jamie reușește să scape de capturare. Când mercenarii află de reușita evadării ei, curăță rapid locul faptei, ștergând orice dovadă a implicării lor. Acești mercenari nu sunt înarmați doar cu arme grele, ci posedă și tehnologie de ultimă generație care îi ajută să-și execute cu precizie activitățile ilicite. Revenind la Eddie, care este vizibil tulburat, își sună soția pentru a o anunța de noua sa slujbă de agent de securitate. Își salută fica, pe care nu a mai văzut-o de mult timp, și îi urează toate cele bune. Când ajunge la mall, este întâmpinat de șeful paznicilor pe nume Vance. Vance îi face cunoștință cu ceilalți trei paznici, Ruby, Mason și Johnny, care sunt toți prietenoși. Întâlnind probleme intermitente cu sistemul de securitate al mallului, Vance consideră inițial că defecțiunile se datorează condițiilor meteorologice nefavorabile. Pentru a-l familiariza mai bine pe Eddie cu mediul, Vance îi oferă o uniformă de securitate și face un tur complet al amenajării mallului. În timpul turului, Eddie își exprimă curiozitatea cu privire la necesitatea existenței a 5 agenți de securitate atunci când mallul nu este operațional. Vance îi explică faptul că mallul a fost recent locul unui jav mortal, iar orașul în general se luptă cu un val de activități criminale legate de bande, ceea ce face necesare măsurile de securitate sporite. Eddie își începe tura și în timp ce patrulează o vede pe Jamie bătând la ușile mallului, implorând să fie lăsată înăuntru. Acționând impulsiv, Eddie deschide ușa, iar Jamie frenetică se grăbește să intre, dar leșină la scurt timp după aceea. Vance încearcă să sune la poliție, dar în mod ciudat nu au semnal pe mobil, iar telefonul fix nu funcționează. În curând, un bărbat pe nume Charlie apare la mall. El pretinde că este tatăl lui Jamie și că o caută pe aceasta. Fără ezitare, Vance îi spune unui alt agent de securitate să o aducă pe Jamie jos. Eddie este însă sceptic în privința lui Charlie. Jamie pare speriată, ca și cum ar încerca să scape de un tată nociv. Eddie îl interoghează pe Charlie cu privire la detalii pe care o privesc. În mod șocant, el răspunde impecabil la fiecare întrebare. Dar când i-o predau, ea se trezește, țipă de groază și fuge. Văzând reacția ei, Eddie spune lui Vance să nu-l lase pe Charlie să intre. Ceea ce trebuie să știe este că Charlie nu este deloc tatăl ei. El este de fapt liderul mercenarilor care atacase convoiul mai devreme. Charlie încearcă apoi să-l mituiască pe Vance cu bani pentru a o lua pe Jamie, iar Vance pare tentat. Dar Eddie intervine lovindu-l pe Charlie pentru a-l opri. Neînduplecat, Charlie l-amenință pe Eddie și pleacă să se pregătească pentru un atac. El le expune mercenarilor săi strategia sa să încercuiască mall-ul, să stabilească un perimetru și să oprească vehiculele paznicilor. Între timp, Eddie încearcă să o găsească pe Jamie, care se ascunde undeva în mall. În cele din urmă, ea iese la iveală și cere să-i promită că o va proteja, iar el este de acord. După ce îi adună pe toți la oaltă, Mason ia un moment pentru a-i pune la curent pe Eddie și pe ceilalți agenți de securitate cu detaliile complicate ale trecutului lui Jamie. Tatăl ei fusese un agent financiar pentru un cartel de droguri, dar în cele din urmă ale să-i trădeze divulgând activitățile lor ilicite autorităților. Acest act de curaj a dus la moartea sa prematură. Jamie, care a asistat în secret la întregul eveniment îngrozitor, este acum martoră protejată, programată să depună mărturie împotriva organizației criminale. Pentru a-i asigura siguranța în incinta mallului, Eddie o ascunde într-o magazie sechestrată. El menține o linie de comunicare cu ea prin intermediul unei stații, instruind-o să țină ușa bine încuiată și să se abțină să o deschidă pentru oricine. Vance și ceilalți gardieni sunt speriați, conștienți de faptul că banda lui Charlie a doborât agenți guvernamentali foarte bine pregătiți. Cu toate acestea, Eddie, un fost pușcaș marin, stă neînfricat, stabilind strategii și însuflând calmul în echipă. Împreună ei pregătesc bombe artizanale și pun capcane pentru a apăra mallul.
Charlie lansează atacul, desfășurând un lunetist prin acoperiș, în timp ce ceilalți încearcă să intre pe ușa din spate. Eddie reușește să doboare cu succes mai mulți mercenari împreună cu Vance și ceilalți. În ciuda acestor eforturi, lunetistul se infiltrează mult și își pune ochii pe Vance. Exact la timp, Ruby apare pentru a-l salva. Charlie ordonă forțelor sale să se retragă, instruindu-le să se curece și să se pregătească pentru următorul atac. Eddie și echipa de securitate își recalibrează apărarea, poziționându-i pe Vance, Ruby și Mason la fiecare intrare și ieșire. Johnny primește sarcina de a semnaliza cu o lanternă orice patrulă de poliție care trece. La scurt timp, Jamie iese din ascunzătoare și se oferă să ajute. Între timp, Charlie și echipa sa reușesc să spargă securitatea mall-ului cu ajutorul hackerului lor priceput. Jamie trimite o mașină RC spre Charlie, sperând să-l deturneze pe acesta și banda sa, dezvăluind o locație pe care Eddie a pregătit-o pentru ambuscadă. Charlie mușcă momeala și își îndreaptă oamenii spre locul ambuscadei, promițând o recompensă în bani pentru uciderea lui Jamie și amenințând că le va face rău familiilor lor dacă nu reușesc. În timp ce ajung, unul dintre soldați cade victimă uneia dintre capcanele isteți ale lui Eddie. Ruby nu se abține și lasă săgețile să zboare, lovindu-l pe unul dintre mercenari. Cu toate acestea, combatanții antrenați ripostează, rănind-o grav pe Ruby. Mason reușește să doboare cu succes doi atacatori, folosind capcanele ingenioase și armele artizanale ale lui Eddie, apoi le adună puștile pentru a le folosi mai departe. Prin stație, Eddie ia legătura cu echipa sa, ușura să afle că toți sunt încă în viață. Îi spune lui Mason să păstreze poziția, în timp ce el se duce să adune pușca. Cu toate acestea, mercenarii localizează locația lui Eddie și îl forțează să fugă pentru a-și salva viața. Chiar atunci, o mașină de patrulă a poliției oprește la intrarea în mall. John încearcă să dea semnalul poliției, dar lanterna sa nu funcționează bine. Acest lucru îl obligă să abandoneze ascunzătoarea. În mod tragic, un lunetist de pe acoperiș îl vede pe Johnny și îl ucide înainte ca acesta să ajungă la mașina de patrulare. Dându-și seama de urgența situației, Eddie trimite un apel către colegii săi să se reunească la magazinul de jucării pentru o regrupare strategică. Sub privirile atente ale lui Charlie, care monitorizează situația prin intermediul camerelor de supraveghere, Eddie reușește să neutralizeze unul dintre mercenari și să elibereze zona de alte amenințări. Vance și Ruby ies din ascunzătorile lor, dar sunt prinși instantaneu într-o ambuscadă. Ruby îl îndeamnă eroic pe Vance să fugă, în timp ce ea asigură focul de acoperire. Exact când mercenarii localizează locația lui Mason și sunt pe cale să-l execute, Eddie sosește la fix, eliminând amenințarea imediată. Eddie, Mason, Vance și Ruby se regrupează cu succes la magazinul de jucării și se adăpostesc. În furia de turnura evenimentelor la care a asistat, Charlie se hotărăște să elimine întregul grup. Rănile lui Ruby se dovedesc a fi prea grave și ea cedează, lăsându-l pe Vance distrus, plângând pierderea iubitei sale care îi salvase viața. Eddie dă lui Jamie o păpușă cu arma ascunsă înăuntru, instruind-o să se ascundă. Ea se destăinuie despre viața ei de la moartea tatălui ei și despre amenințarea constantă a celor de la 666. Eddie o ascultă cu simpatie și își cere scuze pentru că nu a înțeles mai devreme gravitatea situației. El rămâne ferm în angajamentul său, refuzând cu emfază propunerea lui Charlie de a o preda. În același timp, ochii lui Mason surprind sosirea unei mașini a șerifilor americani care intră în parcarea mall-ului. În plus, Eddie zărește o dubă care îi trezește suspiciuni, crezând că este a lui Charlie și presupune că este probabil încărcată cu echipament sofisticat de hacking menit să le bruieze comunicațiile. Eddie alege să acționeze și părăsește magazinul de jucării prin spate pentru a se întâlni cu șerifii, încredințându-i lui Vance responsabilitatea de a păzi intrarea din față. Vance este nevoit să se angajeze într-un schimb de focuri cu mercenarii care au pătruns în magazinul de jucării. Între timp, șerifii își îndreaptă armele spre Eddie. Acesta îi clarifică imediat rolul său lui Mason, indicându-i că Jamie ar trebui să fie adusă la ei de Mason. Cu toate acestea, Eddie își dă seama că toți aceștia sunt impostori, deoarece le vede tatuajele cu 666. Chiar atunci, Mason este împușcat mortal în timp ce se expune, în timp ce o ajută pe Jamie, care scapă cu greu. În timp ce mercenarii rămași încep să-l atace pe Vance, acesta se împotrivește atacurilor lor, dar este grav rănit. În momentul în care Eddie reușește să-i neutralizeze cu succes pe impostori, ordonă lui Jamie să asigure un radio prin care poate chema ajutoare suplimentare. Auzind această conversație prin intermediul stației, Charlie ordonă celor rămași din echipa sa de mercenar să-l elimine pe Eddie, în timp ce el se concentrează pe capturarea lui Jamie. Într-o manevră cu miză mare, Eddie se grăbește să doboare duba radio pe care o bănuiește că le bruiază comunicațiile și se confruntă cu Dedai, secundul de încredere a lui Charlie. În urma unei bătălii intense și istovitoare, Eddie obține avantajul și îl supune pe Dedai. Apoi răpește o tricicletă motorizată din apropiere și o folosește ca berbec pentru a dezactiva duba radio. Recuperând o armă de foc din vehiculul lui Vance, Eddie elimină pe Dedai și pe un lunetist la pândă. Cu toate acestea, el suferă răni. Ulterior, Charlie încearcă să creeze o legătură cu Jamie, povestindu-i o întâmplare personală în care a fost abandonat de tatăl său. El îi prezintă o ofertă, în schimbul tăcerii ei, el promite că va avea grijă de ea.
Tocmai când se pare că Charlie este pe cale să pună capăt vieții lui Jamie, apare Eddie. Deși Charlie încearcă să-l ademenească pe Eddie, oferindu-i bani, acesta rămâne neclintit în hotărârea sa. Profitând de acest moment crucial, Jamie activează un pistol cu electroșocuri ascuns cu iscusință în păpușa pe care Eddie o dăruise. Ea îl folosește pentru a-l paraliza temporar pe Charlie, permițându-lui Eddie să preia controlul și pune capăt în mod decisiv amenințării pe care o reprezintă Charlie. Imediat ce Jamie ia legătura cu poliția reală, aceasta sosește și se pregătește să o ducă în siguranță. Ea îl îmbrățișează cu recunoștință pe Eddie înainte de a pleca. Eddie îl vede pe Vance fiind dus la o ambulanță, ușurat ca supraviețuit. În zilele care urmează, Jamie îl vizitează pe Eddie la spital și laudă calitățile paterne. În cele din urmă, unchiul ei vine să o ia acasă, iar Eddie se recuperează și se reîntâlnește cu soția și fica sa. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă ți-a plăcut, te rog să lași un like, un comentariu și să te abonezi la canal. Nu uita să apeși pe clopoțel pentru a fi la curent cu toate videoclipurile ce vor urma. Ciao!